Salutare, oameni frumoși, încă o zi însorită în Africa. Merg aici pe plajă, pe malul Oceanului Atlantic. Sunt singur deocamdată, n-am găsit cu cine să merg astăzi. Să vedem. Aici sunt niște case, hoteluri, cred. În dreapta sunt construcții și imediat oceanul. Ștefan mi-a zis că o terasă aici se numește Lala Beach, să merg aici să caut. M-a prins din urmă și prietenul meu, Eric. Mergem să căutăm unde ne-a spus Ștefan la Lala Beach. Nu era absolut nimeni acolo. Trebuia să plătim și 5.000 de franci, intrarea pe plajă, ceea ce mi se pare cam mult. Asta înseamnă 7,50 € să intru pe plaja oceanului. Mai bine mă duc gratis. Gogo tot așa, e pe buget redus. Ne-am luat câte o bere, stăm aici pe șezlong, încă nu este soare. Dar nu ai voie aici cu bere, pentru că este Ramadanul și ne-au pus în niște căne așa. Să nu se vadă. Suntem aproape de o moschee și să nu facem păcate. Hai să mai trăim. Am băut o bere și mergem să căutăm un taxi. Vreau să vizitez cel mai vestic punct al Africii. Căutăm un taxi acum. Am găsit un taxi, mergem la acel restaurant. Ne-a cerut 3.000 de franci, adică echivalentul la două beri. Și am plecat. Cred că acest vlog nu ar trebui să se numească cel mai vestic punct al Africii și cafenelele din Africa. Am ajuns aici la o cafenea, un restaurant unde ne-a recomandat Ștefan. Este bazat pe fructe de mare și pește. Suntem chiar pe malul oceanului. Chiar e apa aici, uitați-o, e. Și acolo unde vom merge un pic mai târziu, vedeți pe acea potecă, acolo este cel mai vestic punct al Africii. Ne aflăm pe cel mai vestic punct al Africii. Uitați prețurile care sunt. Eu mi-am luat niște creveți. Buchet de creveți cu cartofi și o bere gazel. Nu știu de ce, dar mă simt mai în siguranță unde sunt locuri turistice, unde sunt mai mulți turiști decât prin cartiere pe unde am umblat. Mă simt așa, nu știu, să uită la tine, trebuie să îți ascunzi lucrurile, să nu stai cu ele în mână, sau dacă le ai în mână să le ții strâns, să nu treacă cu motocicleta să ți le fure. Asta am impresia, prima mea impresie la cât am stat aici. N-am avut probleme, de ce să vă spun prostii, dar asta am simțit. Hai să mai trăim. M-am băgat la umbră, sunt deja roșu, m-am cam ars ieri pe insulă. Nu m-am protejat, vina mea. Așa am comandat ceva.
foarte interesantă această combinație. Aici sunt niște cartofi cu banane prăjite. N-am mâncat niciodată. Au plecat la pescuit. Dorada. Așa dorat și așa cios. Cum ne duce cineva? N-am putut, trebuia să trecem printr-un bazar, nu găseam să ajungem aici, ne ajută în Bolu, așa îl cheamă, în Bolu, pe cel mai vestic punct al Africii, acolo vom merge cu dumneavoastră. Ce nisip fin este aici, foarte interesant această senzație. Și mai ales că știi unde te afli, când te uiți pe hartă, te emoționează și mai tare. Uitați, nu știu ce, cred că fructe, nu știu ce sunt astea. Flori, fructe, nu știu ce cresc pe aici. Arată dezolant, nu știu. Aici a fost o piscină cândva, vedeți construcțiile părăsite. Cândva aici a fost mult mai civilizat. Ba, de ce sunt așa construcțiile? Și vedeți acolo o clădire cu geamuri, să vede îndepărtare. Pentru că acolo este ambasada Americii. Au spus să nu fie nimic în jurul lor și da, de aceea sunt părăsite. Ah, ok. I understand. No. She, he don't want about the embassy. Yeah. Avem aici câte ceva indicatoare. Din păcate nu văd București, Moscova, nici măcar Moscova nu văd. Acesta este cel mai vestic punct de pe pământ al Africii. Ce miros să simte aici de baltă din cauza oceanului. Vedeți, sunt multe algebe și poți merge pe jos, e sfârșit oceanul, să mergi și un pic mai departe, dar e periculos să nu rup picioarele, să ne urcăm pe această așa zisă corabie. Și aici de fapt era apă la un moment dat. Și ăsta este cel mai vestic punct al Africii. Ați venit cu mine și până aici. Aici este Africa. Și aici este America. In all world. Yes, take your hand. All the world in yes. In my hand. Yeah, all the world here. Okay. You know, it's beautiful. Yeah. It's sweet. Wow. All the world. West. Yeah. Yes. Făcut cadou un dobu, parcă așa o cheamă, niște d-astea, niște brățări pentru mine, pentru Oxana. Niște brățărici și am niște bomboane din Rusia, să-i le dau copiilor lui. Mdobu, my friend, for your child. Okay, thank you. Thank you. Bonbon from Russia. Thank you, thank you. Hotelul care era înainte,
Hello. Și acolo este ambasada Americii. Observați ce model de barcă au. Spuneam că nu puteam să ajung eu. Uitați pe unde ne bag. Vedeți? Ce pisic mic a fugit. Iată ce mic. Ambasada Americii este extraordinar de mare. Noi suntem în taxi, iarăși mergem cu taxiul. Cam ăsta e prețul, 3000 ceva de franci la taxi. Peste tot sunt numai Toyota, Carina, Corolla și mai apar câte ceva mașini franțuzești. Însă câte mașini de lux am văzut aici. Da. Cred că nu am văzut în București sau... Este clădirea ONU. Suntem pe o stradă mult mai civilizată, aici unde sunt toate ambasadele și ambasada României, v-am spus. Iarăși trecem pe lângă monumentul renașterii Africii. Am înțeles că este foarte frumos noaptea, poate voi apuca să vi-l prezint și noaptea. Oceanul, Moscheea Divinității și pescarii acolo, dacă te puteți observa. Semafor care l-am văzut în Dakar, n-am mai văzut semafoare. Barbershop, salon de coafură. Suntem într-un bar, într-o cafenea, în Dakar, să bem o bere. Hai să mai trăim. Eric este din Camerun și îmi spune că
În Camerun se vorbesc mai mult de 300 de limbi și un om din Camerun cu celălalt nu se poate înțelege și mai au și două limbi mai comune, franceză și engleză. Africa e mare. Aniversir! Aniversir! Aniversir, Claudine! Am nimerit la o zi de naștere aici. Happy birthday! Hey to you! Happy birthday, Claudine! Where is Ale? Ale? Yeah. Claudine. Chin chin. Anniversary. Happy birthday. Chin chin. Hai să mai trăim. Tort mâncat pe șervețel. Aniversar! Joyeux anniversaire! O bucățică de șervețel. Bun! Numai în Africa nu mergeam la ziua de naștere a cuiva. Am prieteni și aici acum. Pe zero toată lume, chiar pe zero toată lume am prieteni. Luigi-le famiglie. Ecco, no, era pronto de matou. Ecco, era Și plecăm de la aniversar. C'était mon jour et je suis contente de vous recevoir dans mon restaurant où je travaille, un restaurant camerounais, à Liberté 2. Je me suis Nitu Mathias. Happy birthday à moi-même et un grand merci à mon ami. Bye. Bye bye. Valentine. Oui. Merci bye bye. Beaucoup. Merci. Ouais. Ok. Ciao, ciao. Nice to meet you. Ça a été un plaisir. Bye. Bye-bye! Plecat de la ziua de naștere, mergem spre casă, dar trebuie să găsim un taxi. Taxi aștept undeva la o intersecție să vezi cine vine. Văd că vine, dar acum e plin. Așteptăm altul. Am găsit un taxi, are ceva aici legat, îmi am întrebat pentru ce, zice pentru noroc, să aibă noroc. Este o Skoda Octavia. Am găsit un taxi, very driver, good driver, good driver. Și mi-a zis că sunt foarte inteligent, zic, să mă ducă pe mine acasă, zicem, 3000. Și zic, nu, du-l cu pat, mă duce pe mine acasă și după aceea să-l ducă și pe Eric să mai pun 1000. Zice, bine, ești foarte inteligent, hai să mergem așa. Și am plecat. Thank you! Thank you, very good! My friend, eh? Da, my friend. Yeah, you know! România, yeah, România! Yeah. România! România? România! Yeah. Mergem cu o Skoda Octavia. Octavia, ea. S-a prind becurile, vedeți, ca la pomul de Crăciun. Uai, el foarte. Good. La calma cum îi dau modelul. Good car. Uite al modelului, ai să mă iei să mă iei. He say, want to give you one woman Romania. Yeah. Ah, you want woman, Romanian woman. But you have nice woman here.
The gentleman belly, why? No, interesting. They want to give you one. You need one. One. But I have just one woman. Après moi j'ai prends ton pièce après ti. No. Joacă fotbal băieți aici. Aici se joacă fotbal de plăcere. Din păcate, nu ca la noi s-a ajuns să se joace pentru bani. Aici deocamdată e de plăcere. Iar am găsit un autobuz de ăsta frumos. Apre, veni de ce? Eu la ce face? Încă am ajuns la semaforul ăla. Autobuz. Autobuz. Uitați cum se circulă pe aici. E roșu, dar ne băgăm, nu, n-avem ce treabă. Semaforul, observați semaforul. Nu avem mai boi electric, mă de mea. Mă muză în mălighei? Mă iau în mălighei? Este easy, cum România. Cum România? Easy, cum România, want to give you warm, yeah. Se vânde toate, iarăși mergem pe aici, motociclete, fructe, mobilă. Uitați ce coadă este la pâine. Boulangerie. Mi-au spus să țin foarte bine camera pentru că trec cu motocicletele pe lângă mine, cu motoretele și mă poate deposeda de cameră. Asta s-au întâmplat multe cazuri. Contrastele din Dakar. O reparație pe genunchi. Aici, în prima linie, sunt mai bună priveliște, dar acum intri pe aceste străduțe, e jadă, e... Nu-ți poți imagina. N-aș vrea să merg pe jos de aici. Indiană, dar am înțeles că se asamblează și aici, în Senegal. Din câte mi-aduc aminte, au fost și prin România autobuze Tata, dar nu erau deloc fiabile, nu autobuze, și niște pick-up, turisme. Ia uitați cum arată autobuzul ăsta. Am trecut pe lângă casa lui, a coborât
Sper să fi înțeles. Taximetrist, unde locuiesc eu, unde să mă ducă la Ștefan. Dacă nu am încercat eu cu Waze-ul, cu Google Maps, sper să fie totul ok, că nu înțelege absolut deloc engleză, vorbește doar în limba lor, în Olaf sau cum îi spune. I-am arătat unde și i-a zis că a înțeles să mă ducă. Mashallah rabbi akep ko xamantena rek yaagi next facebook bi gis nañu mashallah ñu ngi ñi accompagner dañu encourager modi lo nek ñi ci may ñi ngi contane djibi saw mi-a închis geamul pentru că a spus că aici se fură foarte mult, să nu fure telefonul din mână sau camera. Da, este o zonă mai, după cum vedeți. Am ajuns într-un final, m-a adus bine, very good, thank you, merci beaucoup. Am ajuns acasă. Am ajuns într-un final, lângă Dacia, lângă dockerul lui Ștefan. Am ajuns cu bine, am făcut câteva ture de cartier, că nu am găsit adresa. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest videoclip. Vă pup, Doamne ajută!